Ultima zi din săptămâna patimilor, Sâmbăta Mare, este o zi cu încărcătura aparte. Semnificația este una uriașă pentru creștini. Tradiția bisericească spune că azi Iisus a coborât cu sufletul în iad pentru a-i mântui pe drepții Vechiului Testament. Pentru cei de pe pământ, El este mort. Pentru cei morți, este viața coborâtă până la ei. În această zi, credincioșii se roagă pentru patimile suferite de Hristos. Diseară, cu toții vor aștepta învierea. La miezul nopții vor fi chemați de preoți să ia lumină. Conform tradiției biblice, în Sâmbăta Mare, sufletul lui Iisus poposește în iad, unde îl înfruntă pe diavol, sfărâmă încuieturile și eliberează credincioșii din Vechiul Testament. În această zi, pentru cei de pe pământ, Iisus este mort. Trupul său pus în mormânt nu putrezește însă. Sâmbăta Mare, Mântuitorul Iisus Hristos, aflat în mormânt, cu trupul, cu sufletul, coboară la iad și sfărâmă încuietorile iadului. Este semnul biruinței Mântuitorului Iisus Hristos asupra puterii diavolului, cel care are putere asupra morții, cum se spune în Sfânta Scriptură. În această zi, gospodinele obișnuiesc să facă ultimele pregătiri pentru masa de Paște. Sunt însă foarte mulți cei care aleg să o dedice rugăciunii. Singuri sau alături de rude au mers la biserică încă de dimineață, unde au aprins lumânări și s-au rugat. Bărbatul din imagine, spre exemplu, a petrecut ore bune pe o bancă din curtea Patriarhiei, timp în care a citit dintr-o carte de rugăciuni. Spune că nu obișnuiește să facă asta, dar că Sâmbăta Mare este o zi importantă pentru el, una în care vine să mulțumească. Am venit aici să aprind și o lumânare și un act de generozitate față de cei care m-au ajutat și să mă închin și să le mulțumesc. Tot la biserică i-am întâlnit și pe Georgiana și Claudiu. Cei doi formează o pereche de un an de zile. Fata obișnuiește să vină la fiecare Paște la biserică, iar acum l-a convins și pe iubitul său. Amândoi susțin că e o zi în care toți trebuie să avem grijă de suflet. Degeaba le faci dacă nu le simți. Adică poți să vii și acum faci o faptă bună și apoi să faci în continuare fapte rele egal cu zero. Moartea nu îl biruie pe Mântuitorul Iisus Hristos. El suferă ca om, dar suferă biruind neputințele trupului uman. Trupul său pus în mormânt nu putrezește, nu se strică. Mai mult decât atât, îi dăruiește puterea învierii. La noapte, în bisericile din toată țara, va fi slujba învierii. La miezul nopții, preoții vor chema pe credincioși cu îndemnul: veniți să luați lumină. Dumnezeu să vă ajute și să vă aducă sărbătorile, Sfinte Sărbători, cu bine și să